La începutul anului mi-am propus să citesc o carte din fiecare țară de pe glob, iar tot ce am citit până în 2023 nu se pune. Bine ai venit la primul episod din ce probabil o să fie o serie în care citesc cărți din tot felul de țări. Azi lucrăm la un poster cu spații pentru copertele cărților citite, adică da, de fiecare dată când citesc o carte dintr-o țară nouă o să printez coperta ei în miniatură, pentru că așa sunt eu ca persoană. Mai vorbim despre ce am citit până acum și despre ce cărți urmează să citesc pentru provocare. Am proiectul ăsta în cap de foarte mult timp, adică de cel puțin câteva luni, dar azi e în sfârșit ziua în care o să fac primii pași ca să-l aduc la viață. Eram așa un pic supi azi, fără motiv, dar apoi mi-am amintit de lucrul ăsta care mi-aduce așa de multă fericire în viața mea, și anume literatura. Și o să vorbim mai în detaliu despre tot, pentru că începând demersul ăsta au apărut o grămadă de întrebări, începând de la ce înseamnă de fapt o țară, până la ok, dar cât timp mi-ar lua de fapt un proiect de genul, sau cum decid de ce țară aparține un autor în lumea noastră globală. O să vorbim despre toate, promit, dar până atunci vreau să ne apucăm de treabă și să lucrăm la poster. În primul rând m-am gândit destul de mult unde ar trebui să fie posterul ăsta și pentru că locuiesc într-o mansardă, deci am acoperișul ăsta foarte distractiv, îl iubesc, e foarte faină viața în mansardă, dar înseamnă că avem și niște restricții legate de amplasarea diversor obiecte, inclusiv postere. Așa că m-am găsit. O opțiune bună ar fi aici la biroul meu, care e și un pervaz, sau mai bine zis, pervazul meu care e și birou. Avem acest perete destul de mare. Partea distractivă în tot procesul ăsta e că nu avem niciun fel de ruletă să măsurăm. Aici o zic așa foarte amuzată, dar chestia asta o să aibă consecințe mai târziu. Țineți minte ce am zis. Nu știu cum ar fi mai bine să-l amplasăm așa sau așa. Inițial m-am gândit că ar fi super să fac un poster care să vină ca un triunghi cumva, dar cel mai probabil nu o să mai locuiesc aici când voi fi terminat provocarea, deci nu știu cât sens ar avea posterul în altă locație atunci. Și opțiunea numărul 2 ar fi aici deasupra canapelei, în partea cealaltă a camerei. Avem niște spațiu și cred că cea mai bună variantă ar fi așa pe orizont. Pentru că măsurăm aproximativ, nu știu, tind să cred că totuși asta e zona unde ar încăpea cel mai bine posterul. Cred că ar fi fost foarte fain un poster A0 să fie gigantic aici, dar m-am uitat un pic peste dimensiuni și cred că spațiul nu e destul de lat pentru poster. Așa că cel mai probabil o să-l facem A1. Acum mi se pare important să începem și cea mai faină parte e că, fiind un proces care nu necesită așa de multă putere mentală, poți să ascult insuportabilă ușurătate a ființei de Milan Kundera și practic să lucrez la provocarea asta în două feluri în același timp. Am început posterul ăsta foarte încet și aici încercam să-mi dau seama dacă e posibil, în primul rând, să înghesui 197 de coperți pe un singur poster. Dar apoi m-am gândit că poate ar trebui să stabilesc întâi designul. Ok, în primul rând fața mea când am aflat că 197 e număr prim. Glumesc, știam asta, dar tot nu știu cum exact să organizez. Și ceva timp mai târziu am găsit designul ăsta care nu mi se pare prea rău. Parcă începe ușor să se contureze ceva. Vă ziceam că inițial am început designul ăsta în Canva, dar ca să iasă ceva frumos și mai important cu aspect de făcut de mână, am decis să desenez posterul în totalitate în Procreate pe tabletă. Îmi place foarte mult că acum are textura asta de acuarelă și cred că Ruxandra din clasele 1-4, care mereu primea B- la lucru manual, ar fi mândră de mine. Mai interesant acum o să fie să încerc să înghesui cele 197 de elemente pe poster, deci să vedem cum facem asta. Am încercat o chestie, cred că s-ar putea să trebuiască să împart treaba asta în două postere, ceea ce n-ar fi așa de rău pentru că măcar aș umple doi pereți. Și am fost foarte, foarte mândră de primul moment în care eram aproape de designul final pentru primul poster. Două lucruri mi se pare acum că au durat enorm. Să calculez și să măsor, mă rog, vine vorba, măsor că de fapt nu prea am măsurat câte cărți ar încăpea pe un poster și să fac o listă ordonată alfabetic cu cele 197 de țări în limba română. Jur că n-a făcut-o nimeni înainte și am încercat cu ChatGPT, n-a mers foarte bine, așa că am băgat lucru manual cu ajutorul mai multor surse. Thank you.
E amuzant și nu prea e faptul că atunci când n-ai experiență și te lansezi în proiecte de genul ăsta, ai nevoie de o primă variantă de test ca să-ți dai seama ce ai greșit sau ce putea fi îmbunătățit. Și acum îmi vin tot felul de idei cu privire la ce puteam să fac diferit posterul ăsta, dar m-am gândit să tratez varianta asta ca pe un prototip și să îl regândesc un pic după ce am terminat și cel de-al doilea poster. De exemplu, ăsta clar ar putea fi mai aerisit. Putem face mai bine. Și apropo, în caz că vă întrebați, muzica de pe fundal e cântată de colegă de-a mea, de fapt, împreună cu trupa ei, care, deși e originară din Utrecht, din Olanda, cântă muzică lăutărească și muzică balcanică. Suntem la Biblioteca Universității și avem ceva aici. Aici pregăteam cărțile în miniatură pentru printat și mi-am adaptat profilul de Goodreads cu tot ce am citit anul ăsta. Și așa arată cel de-al doilea poster, mult mai aerisit și la care am adăugat logo-ul 4x1/5. Dar hai să vorbim despre câteva dintre cărțile pe care le-am citit recent pentru provocare și despre cele pe care am în plan să le citesc curând. O carte pe care am citit-o recent pentru provocare din Iran e Cel care mă așteaptă de Parinoush Sani, adică o carte pe care guvernul iranian a interzis-o de 2 ori pentru că vorbește foarte sincer despre destinele furate ale femeilor din Iran într-o societate conservatoare și patriarhală. Cartea asta tocmai s-a lansat pe Voxa în format audio și le mulțumesc mult celor de la Voxa pentru că sponsorizează clipul nostru de azi. Iar vouă vă zic că trebuie să o ascultați sau să o citiți. În primul rând, pentru perseverența protagonistei care alege să își țină ochii și mintea deschise la ce se întâmplă în jurul ei, în ciuda faptului că pentru familia ei rămâne cumva un bun de dat la schimb și nimic mai mult. Mie mi-a plăcut foarte mult și pentru privirea pe care ne-o dă spre istoria Iranului din ultimii 50 de ani de dinainte, din Revoluția din 79 și după. Revoluție care cumva, mai ales pentru activiștii de stânga, părea că o să aducă mai mult progres și egalitate, dar mai ales din perspectiva femeilor și nu numai revoluția a însemnat de fapt anularea unor drepturi care doar în urmă cu câțiva ani păreau câștigate. Și în multe feluri, cartea asta mi-a tot amintit că pentru drepturile pe care de multe ori le luăm de bune, trebuie să ne agităm constant. Și exact în spiritul ăsta se agită și protagonista împotriva hotărârilor bărbaților din viața ei care încearcă constant să-i schimbe parcursul. Și treaba mea preferată la romanul ăsta e că, deși pare așa un roman foarte siropos, inclusiv după copertă, îți dai seama după primele 50 de pagini că de fapt mizele sunt mult mai mari. Și așa că, fun fact, din mai multe interviuri cu autoarea aflat că a lucrat pentru o perioadă în cadrul unui minister responsabil cu educația și, practic, munca ei de acolo a învățat-o multe despre rolul femeii în societatea iraniană și despre greutățile care le-au împiedicat pe femei în ultimele decenii să își continue educația. Așa că s-a decis să scrie despre ce a aflat sub forma unui roman de dragoste în loc de niște statistici, pur și simplu, chestie care mi se pare genială. Și găsiți un link în descriere către cartea audio dacă v-am intrigat. În rest, anul ăsta am vrut foarte mult să citesc mai serios literatura vecinilor și în sensul ăsta am început cu Bulgaria prin Fizica tristeții de Gheorghe Gospodinov. Pe Gospodinov l-am citit după ce am aflat de premiul International Booker pe care l-a primit acum câteva luni. Mi s-a părut o carte superbă, chiar dacă pe alocuri pe mine m-a pierdut cu meditațiile metafizice, care nu sunt neapărat preferatele mele în literatură, dar mi-a plăcut tocmai pentru modul în care abordează istoria europenilor din Est, pe care cumva o împletește cu mitologia greacă. De fapt, cartea pornește de la legenda Minotaurului, care e ființa asta jumate animal, jumate om, pe care toată literatura antică a descris-o ca pe un monstru groaznic. Dar naratorul nostru răstoarnă cumva interpretarea asta și pornește de la imaginea Minotaurului ca ființă abandonată și născută fără nicio vină într-o lume care nu îl vrea. E foarte greu să explici cartea, deci nici nu o să încerc, dar asta e pe scurt premisa de la care pornește autorul ca să exploreze temele astea ale abandonului și a tristeții. Ca idee despre naratorul nostru, aflăm undeva pe la începutul cărții că a fost diagnosticat cu sindrom empatico-somatic obsesiv, ceea ce înseamnă că empatizează foarte puternic cu partenerii lui de discuție și practic trăiește foarte visceral amintirile celor care îi se deschid. Și aici cartea alunecă un pic spre realism magic, de asta cred că și îmi place așa de tare. Și stilistic e destul de quirky, cu momente în care alternăm între narațiunea la persoana întâi și narațiunea la persoana treia, pe lângă multele instanțe în care naratorul trăiește amintirile unui alt personaj cu cine știe câți ani în urmă, cine știe unde pe glob. Deci sunt foarte multe de despachetat după ce citești Fizica tristeții și cred că tocmai ăsta e un ingredient
ingredient pentru o carte excelentă. Deși recunosc că mie mi s-a părut un pic prea mult pe alocuri, fix ca o ciorbă tipic est-europeană, dar dacă nu vă sperie puțină muncă de detectiv, clar v-aș recomanda-o și pentru mine cred că se apropie destul de mult de ideea de carte din și despre Europa de Est pe care mă gândeam de destul de mult timp că aș vrea să o citesc, dar nu știam sigur dacă există. Mai departe, tot din partea noastră a lumii citesc acum Insuportabila ușurătate a ființei de Milan Kundera, pe care nici nu am pus-o încă pe poster pentru că momentan nu ascult, tot pe Voxa, dar de data asta în limba engleză. Și mi se pare super interesant că, cel puțin la suprafață, avem cartea asta despre infidelitate, sex cu multe femei care e înțeles ca cheia universului cumva. La substraturile astea se ascunde de fapt un roman destul de deștept despre politica cehă / est-europeană din timpul comunismului și de fapt despre viața într-un sistem tot mai constrângător pentru că cartea a fost publicată în 84 în Cehia. Dar, în același timp, până acum, cred că e o carte foarte pretențioasă pe alocuri și încă încerc să-mi dau seama dacă nu cumva citesc niște meditații pseudo-intelectuale sau pur și simplu truisme pe diverse teme, de la dragoste, la natura umană și până la politică, care spuse așa cu foarte multă convingere de către un narator obiectiv și omniscient, tocmai ca să pară un pic mai profundă decât e cartea de fapt, cred. Deci cumva ar fi fix inversul lui Ferrante sau al cărții din Iran despre care vă povesteam un pic mai devreme. Știu că e o favorită printre mulți scriitori mari și poate și printre mulți dintre voi, dar da, o să mai vedem unde ne poziționăm la finalul lecturii. O altă carte pe care am citit-o recent vine din Spania și e Poetul la New York de Federico García Lorca și inițial nu am intenționat să o citesc pentru provocarea asta, ci pur și simplu mi-am dorit să descopăr poetul ăsta despre care știam din auzite sau de la alți scriitori și am dat de poezia unui om absolut șocat de agitația și de contrastele unui oraș ca New York, unde foamea și sărăcia conviețuiesc bine mersi cu o aparență de lux a celor bogați. Practic, García Lorca a locuit în New York timp de doar câteva luni, între 1929 și 1930, dar a scris mult despre orașul ăsta pe care l-a găsit fascinant și alienant în aceeași măsură. Am înțeles că traducerea în română e una foarte bună și aparține lui Marin Malaicu Hondrari, dar eu am citit cartea asta în engleză pentru că doar așa am putut să o găsesc. Trebuie să zic că poate să fie destul de greu să descifrezi multe dintre poemele astea, mai ales cele pe care le dedică unor oameni cunoscuți din viața lui. Și dacă vă zic că Dalí a fost un tip foarte apropiat de García Lorca și probabil și unul dintre iubiții lui, cred că e mai ușor de înțeles de ce e o carte așa de grea, pentru că și García Lorca se apropie de suprarealism aici. Sunt unele lucruri care pot îndepărta un pic pe cititorul de secol 21 de poezia lui, de exemplu, descrierile stereotipice și exotizante ale persoanelor de culoare pe care le cunoaște în New York, dar cred că un motiv important pentru care explorează tot felul de culturi diferite în poemele lui e tocmai ca să atragă atenția asupra discriminărilor sistemice în diverse forme, lucru care devine evident mai ales dacă citești mai mult despre poet și despre convingerile lui pentru care cel mai probabil a și fost omorât. Și uite, exact asta iubesc eu la provocarea cu o carte din fiecare țară. Faptul că te împinge să citești despre niște lucruri, despre niște persoane, evenimente, istorii pe care nu le-ai fi descoperit altfel. Despre restul cărților pe care le-am citit în 2023 v-am vorbit deja în clipul ăsta în care fac și un ranking al lor, dar hai să vorbim și despre ce cărți mai plănuiesc să citesc în viitorul apropiat. Ok, hai să vedem în primul rând cărțile pe care le am deja în bibliotecă și țin telefonul așa pentru că nu știu sigur până unde bate microfonul meu. Mi-am dat seama că îmi va fi foarte greu să aleg cărți de aici, pentru că majoritatea cărților pe care le dețin sunt din literatura americană / britanică, dar ar fi aici câteva, de exemplu, pentru că am iubit foarte mult Poartă Splugul peste oasele morților și voi știți dacă mă urmăriți de mai mult timp, cred că ar mai avea sens să citesc ceva de Olga Tokarczuk pentru provocare, pentru că practic am luat-o de la zero și Polonia ar avea nevoie de o carte oricum, așa că m-am gândit să citesc Străveacul și alte vremi. Deși s-a tradus recent și cărțile lui Iacob la noi, dar e o carte care are peste 950 de pagini și mie e un pic fricuță. Ce știu despre cartea asta? Faptul că urmărim viața unor oameni dintr-un mic sătuc polonez de-a lungul mai multor generații și din câte am înțeles, cartea ar fi împărțită în mai multe vremi, unde fiecare vreme spune povestea unui om, a unei plante, a unui spirit
sau unei minerale. Și timpul pe care îl alege Tokarczuk pentru povestire e foarte important, pentru că începem prin 1914 și cred că acțiunea se termină undeva prin anii 80. Deci nu e o perioadă ușoară pentru Polonia sau în lume în general. Apoi o altă carte pe care mi-am propus să o citesc, eventual anul ăsta pentru provocare, ar fi din Olanda și este Cina sau The Dinner, Het Dinner cum am eu, de Herman Koch. Este într-adevăr o carte neerlandeză și neerlandeza mea nu e așa de bună ca să pot să o citesc încă, dar tocmai în câteva zile încep un curs menit să mă aducă la un nivel B1 în decurs de 9 luni, un an, ceva de genul, așa că o să încerc, chiar mi-am propus să încerc și oricum m-ar ajuta clar să învăț mai bine limba. Și dacă romanul de dinainte avea toate mizele astea mari și se desfășura pe parcursul a mai multe decenii, toată acțiunea în cartea asta cred că se întâmplă într-un restaurant când două cupluri cinează împreună. E important că în acest restaurant, între înghițituri și între zgomotele de tacâmuri care se lovesc de farfurii, personajele au de luat o serie de decizii foarte importante cu privire la copiilor. Ce fel de decizii? Nu știu foarte multe, dar sună intrigant și oricum am ales-o tocmai pentru că și acțiunea și limbajul nu păreau foarte complexe, așa că dacă e o carte bună, cumva e doar un bonus pentru mine. Bine, totuși e o carte foarte cunoscută din Olanda, a fost tradusă în multe limbi și cred că este una dintre cărțile din curriculum pentru studenții de la neerlandeză din cadrul facultății de limbi străine. Deci, nu știu, mă gândesc că înseamnă ceva. Mai departe avem această trilogie, Childhood Youth Dependency, de Tove Ditlevsen, din Danemarca, nu cred că a fost tradusă la noi încă trilogia asta, e cunoscută și sub numele de trilogia din Copenhaga. E această serie autobiografică în care autoarea ne povestește despre cum a ajuns să-și îndeplinească cel mai mare vis din copilărie, și anume să devină poetă. Și una dintre cele mai cunoscute scriitoare din Danemarca, de fapt. Spoiler alert, n-a fost un drum ușor absolut deloc, pentru că autoarea crește într-un cartier sărac după cel de-al doilea război mondial, lângă niște părinți deprimați și cel puțin inaccesibili, câteodată violenți, dar tocmai de asta poezia devine pentru ea un fel de refugiu. După care navighează cu greu prin adolescență și până să devină femeie trece prin 3 căsnicii, fiecare o marchează prin abuzurile pe care le îndură, și cea de-a treia căsătorie cu un bărbat mult mai în vârstă decât ea aproape o distruge, pentru că din cauza acestui soț începe o luptă lungă cu dependența de opioide. Vreau să o citesc așa de mult tocmai pentru că pare totuși o carte luminoasă în ton, adică mă aștept să fie o carte despre victorii și aș citi-o într-un moment în care mă simt demotivată sau, nu știu, nesatisfăcută cu parcursul meu. Altfel, aș mai avea o carte pentru Canada, și anume Ochi de pisică, de Margaret Atwood, pe care n-am mai citit-o de foarte mult timp. Acum văd că ediția mea are și niște stickere pe ea. Embrace My Inner Flamingo. Am găsit cartea asta chiar aici, în Utrecht, la un schimb de cărți și vă dați seama că atunci când am găsit ediția asta în română, într-un oraș în care chiar nu prea întâlnești români și chiar nu auzi absolut deloc româna pe stradă. Bineînțeles că am interpretat-o ca un mesaj divin și am luat cartea asta acasă. Romanul unei femei ce se luptă să descurce firul unei vieți năpădite de uitare, despre o pictoriță la mijlocul vieții. În mintea ei se dea până scene de demult, imaginile unei familii tot timpul pe fugă, ale unei trio de prietene cu porniri sadice, ale iubiților care au învățat-o dragostea, ura sau trădarea, care i-au conturat ființa. Și presupun că aceeași persoană care a lăsat la schimbul de cărți Ochi de pisică a lăsat și eseu despre orbire a lui Saramago, carte pe care aș citi-o pentru Portugalia, această mărturie a neîncrederii autorului în societatea contemporană, incapabilă să-și gestioneze și să-și rezolve crizele. Oamenii își pierd unul câte unul vederea și barbaria se dezlănțuie și unica reacție a politicienilor este represiunea, urmată în curând de apariția lagărelor. Din motive necunoscute, o singură persoană scapă de flagel, soția unui medic, cea care îi va conduce pe oameni spre lumină. Bineînțeles, e un clasic modern și m-aș bucura foarte mult să o citesc în sfârșit pentru provocarea asta. Dar pe lângă cărțile astea, ar mai fi câteva pe care le-am comandat și urmează să vină. N-au ajuns la timp pentru videoclip, dar sunt pe drum. Ce loc mai potrivit decât aici lângă posterul nostru? Recent am fost cu o bursă la o școală de vară în Finlanda și mi-am dorit foarte, foarte mult să descoper ceva din literatură finlandeză cu ocazia asta, dar nu am găsit ce căutam în librării, așa că mi-am comandat între timp Purificare, de Sofi Oksanen, care cred că e cea mai cunoscută scriitoare declarat feministă din Finlanda și m-am bucurat foarte tare să aflu că are și cărți traduse în limba română. E ficțiune istorică și acțiunea e plasată de
fapt, în Estonia, pentru că și autoarea e pe jumătate estoniană, așa că scrie despre istoria violentă a țării din cel de-al doilea război mondial și până la căderea comunismului în anii 90, tranziția spre capitalism. Povestea e spusă din perspectiva două femei din generații diferite și începutul, din câte am înțeles, e foarte abrupt, pentru că femeia mai în vârstă găsește în fața casei ei o rusoaică tânără, abuzată și într-o stare jalnică, așa că apoi începem o călătorie în trecutul doamnei, femeia mai în vârstă, ca să aflăm care e legătura ei cu acest personaj. Pentru Coreea de Sud aș vrea foarte tare să citesc Pachinko, despre care tocmai am ascultat-o pe Dua Lipa vorbind împreună cu autoarea pentru podcastul Dua Lipa at Your Service, un podcast despre cărți pe care vi-l recomand maxim dacă nu știați despre el. În cartea asta citim despre migrație dinspre Coreea de Sud spre Japonia și începem la începutul secolului 20, odată cu anexarea Coreei de către Japonia, când o adolescentă trebuie să emigreze, ca să-și schimbe viața într-un cartier corean din Japonia. Și avem motivul acestor păcănele japoneze, Pachinko, care cred că în carte funcționează ca un fel de metaforă pentru identitate sau pentru acel acasă pe care îl caută mereu migranții într-un loc nou. De ce? Pentru că pachinko sau păcănelele devin pentru cei de la marginea societății, deci inclusiv pentru coreenii din Japonia, care sunt neasimilați și care sunt deci excluși din carierele tradiționale, devin practic singurul mod prin care pot să câștige sume mai consistente sau chiar să-și schimbe statutul social. Știu prea puține despre istoria Coreei de Sud sau despre Japonia, deci sper ca romanul ăsta să fie un început bun. Și din Ucraina aș mai vrea să citesc curând Albinele Gri de Andrei Curcov, în care centrală e invazia rușilor în Ucraina în 2014, văzută prin ochii unui ucrainean ca oricare altul dintr-un sătuc din regiunea Donbas, sătuc care e practic un teritoriu gri, adică disputat de armata ucraineană și de forțele separatiștilor pro-ruși. Protagonistul nostru e un apicultor. E unul dintre foarte puțini oameni care au rămas în satul acela din Donbas și el se declară neutru față de evenimentele politice pentru că susține el nu e conflictul lui și de fapt n-ar avea nimic de câștigat pe urma războiului. Doar că la un moment dat bombardamentele încep să-i afecteze stupii, moment în care trebuie să plece spre Crimea cu albine cu tot și călătoria asta cred că ajunge să-i scuture din temelii cumva sistemul de valori pentru că interacționează mult mai mult cu loialiști, convinși, dar și cu separatiști de partea cealaltă a frontului. Ok, și hai să vorbim și despre regulile jocului, regulile provocării. În primul rând, evident, nu mi-am propus să citesc câte o carte din fiecare țară într-un singur an, pentru că am prieteni și alte hobby-uri și responsabilități de adult, dar e o provocare care o să dureze câțiva ani. Câți ani, vă întrebați? Păi, inițial nici nu mi-am pus problema, dar recent am început să mă gândesc. Și când încep să mă gândesc, problema e că nu prea mă mai opresc. Deci, un calcul simplu. Anul trecut am citit cărți din 19 țări. Să zicem că acum citesc un pic mai conștient, dar chiar și cu 90 sau 100 de cărți câte am citit în 2020 pe an, tot mi-ar fi destul de greu să ajung și la autori din 30 de țări, să zicem. Dar să presupunem că citesc și poezie și cumva reușesc să ajung la autori din 35 de țări pe an. În timp ce mă gândeam la toate astea, mă uitam la clipurile lui Emmy, o altă fată care vorbește despre cărți aici pe YouTube și care și-a propus aceeași provocare de la începutul lui în 2021. În 2 ani jumate ea a ajuns la 37 de țări, așa că am făcut un mic calcul cu ajutorul lui ChatGPT de data asta și am aflat că Emmy va fi terminat provocarea asta în ianuarie 2034, dacă citești în același ritm până atunci. De ce fac comparația asta? Pentru că ea citește de 2 sau chiar de 3 ori mai multe cărți decât mine, doar că eu am observat că citesc un pic mai divers. Deja se simte în cameră miros de creier ars și chiar am zis că n-o să analizez prea mult provocarea asta, dar m-am întors la ChatGPT, deci, și mi-a spus că dacă eu aș citi în același ritm în care am făcut-o ca până acum, să zicem, de la începutul 2023 până acum, aș termina la mijlocul lui 2030. Dar cine știe ce o să fie atunci, o să am 30 de ani, așa că mi-am propus să încerc să termin provocarea asta până la final de 2028,
cu flexibilitate, dar pentru asta, într-adevăr, ar trebui să citesc cărți scrise de autori din 34 de țări diferite în fiecare an. Deci, matematica mea din cap de la începutul calculului, dacă vă mai amintiți, a fost aproape corectă. Ce e o țară? Sunt mai multe moduri în care poți să numeri statele de pe glob, dar eu m-am hotărât să consider că sunt 197 de țări pe glob, adică cele 195 recunoscute de ONU, plus Kosovo și Taiwan. Cum decid dacă un autor aparține de o țară sau de alta în condițiile în care s-a născut undeva și a trăit altundeva sau poate nici măcar n-a scris în limba țării în care s-a născut? Aici mi se pare rezonabil să analizez de la caz la caz și să văd cumva și poziția autorului. Dar, de exemplu, l-am considerat pe Michael Ondaatje, autor din Sri Lanka, pentru că s-a născut în Sri Lanka, a trăit acolo până aproape de adolescență și în literatura lui tematizează istoria insulei, deci chiar vorbește destul de mult despre identitatea lui împărțită în Running in the Family, de exemplu. Dar Sri Lanka e o țară multietnică și cazul lui Ondaatje m-a făcut să vreau să citesc și o carte scrisă de cineva care a trăit toată viața acolo, pentru că, evident, experiența lui Ondaatje e foarte diferită de cea a localnicilor, el și venind dintr-o familie foarte privilegiată. Nu vreau să citesc o carte dintr-o țară și să-l iau pe autor ca reprezentant absolut al țării respective și să trec la țara următoare pur și simplu fără niciun fel de reflecție, dar tocmai de asta o să dureze ceva timp să umplem cele două postere. Și în sfârșit se pune doar ficțiunea, dar ficțiunea într-un sens larg, în sensul în care intră și memoriile ficționalizate, de exemplu, ca în cazul lui Ondaatje. Și despre postere, unde le puteți găsi, cum le puteți completa și voi, cum le puteți printa, dacă vreți, sau poate pur și simplu vreți să le completați în format electronic. Acum, după ce am făcut cărticelele în miniatură, mi-am dat seama că am greșit undeva dimensiunea cărților, pentru că dimensiunea unei cărți de aici trebuia să fie identică cu cea de pe celălalt poster, dar pentru un motiv sau altul nu e așa. Iar cărțile pe care le-am printat au fost prea mici pentru unul dintre postere și prea mari pentru celălalt, așa că am de făcut niște mici ajustări la ele înainte să le pot face publice. Ele o să fie disponibile gratuit dacă vreți să le descărcați, să le printați, să faceți ce vreți cu ele. O să fac în decurs de maxim o săptămână o postare pe YouTube Community, deci o postare scrisă pe YouTube în care anunț practic un link către postere. Voi anunța și pe Instagram, voi updata și descrierea acestui clip, deci urmează să le updatez, promit. Abia aștept să vă mai țin la curent cu ce cărți am mai citit, din ce țări, pentru că ăsta e scopul, practic. Dacă vă interesează provocarea, puteți inclusiv să citiți o carte din fiecare țară fără să o luați de la zero, deci chiar luând în considerare tot ce ați citit până acum, pentru că și așa cred că e un gând care te forțează să ieși din zona ta de confort și să descoperi și alte literaturi cu care ești mai puțin familiar. Mulțumesc că m-ați urmărit, dragilor! Spor în sesiune dacă sunteți la facultate sau cu susținerea licenței sau dizertației. Nu uitați că am făcut un clip pe tema scrierii licenței. Și până data viitoare vă urez ca întotdeauna spor la citit și un început superb de vară. Pa!